Accidentul s-a petrecut în această dimineață pe raza comunei Merișani. Autospecial a oamenilor legii se întorcea dintr-o misiune. Se pare că din cauza condițiilor meteo, într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului, lovind un bărbat în vârstă de 57 de ani. Acesta a ajuns în stare critică la Spitalul Județean, însă la numai câteva ore a decedat. Pacientul a fost adus de ambulanță de la Curtea de Argeș și în stare conștient, dar starea generală alterată, în sensul că pacientul era în șoc hemoragic, prezentând o eviscerație a organelor abdominale cu un traumatism sever de bazin în special și de membrelor inferioare. După ce a fost stabilizat, investigat, tomografie făcută, a intrat în operație cu el din cauza fracturii foarte complexe a bazinului. Practic, roata mașinii a trecut peste bazinul lui, fiind în stare avansată de distrugere, practic vasele de acolo au fost afectate. Postoperator, deci la aproximativ 3 ore după ce a fost adus la noi, a decedat. Polițiștii argeșeni au demarat cercetările în acest caz pentru a afla ce s-a întâmplat de fapt. Autoutilitara care se deplasa pe drumul județean 703I din direcția Mușătești către drumul național 7C, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi acroșat un bărbat în vârstă de 57 de ani localnic. Evenimentul rutier s-a petrecut pe un drum acoperit cu zăpadă. În urma evenimentului rutier, persoana acroșată a decedat. În această cauză, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor, oamenii lege vor stabili dacă persoana decedată se afla în afara carosabilului sau era angajată în traversare la momentul impactului.